găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina, alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună! Bine m-a regăsit! Ai văzut, sucevenii nu ar prea fi de acord cu eutanasierea câinilor comunitari. Părerile sunt împărțite, dar primarul Lungu a ieșit cu declarațiile astea după ce a avut o întâlnire cu șefii de asociații de proprietari ieri. În cadrul întâlnirii, mulți s-au prâns din cauza acetului și a societății termica, a firmelor care lucrează la înlocuirea țevilor și că nu aduc terenul la starea inițială. O altă problemă ridicată de șefii de asociații este aceea câinilor comunitari, care pe unii deranjează. Și mă gândesc așa, oamenii în etate sunt majoritatea șefilor de asociații și se împiedică ei de câini ăștia comunitari, nu mai pot de câinii comunitari. Câini comunitari care sunt niște ființe lipsite de apărare. Am înțeles că mulți dintre ei o bagă placa asta în față, dacă e bolnav sau agresiv, da. Știi, că stă cineva acum să-i măsoare pe căței să vadă cât sunt de agresivi sau de bolnavi. Așadar, niște ființe, nu știu de unde atâta furie împotriva câinilor și egoism la urma urmei. Eu spun să omorăm tot ce mișcă în jurul nostru și nu eu, să luăm și vrăbiuțele că fac caca și murdăresc hainele puse la uscat, să luăm ciorile că scapă nucile când zboară deasupra orașului, vin în cap și ne doare capul, albinuțe, să omorăm albinele că vin și ne înțeapă, bondarii că ne înțeapă, tot ce mișcă și tot ce nu-i om să ucidem, să omorăm, trăim numai noi oamenii pe pământul ăsta, că Dumnezeu așa a făcut pământul, să stăm numai noi oamenii și bizonii la un loc, în fine. Și de unde atâta ură la niște cetățeni în vârstă? Alte probleme văd că ei n-au. În afară de stat seara prin Suceava să iau un ziar moca și stau la coadă acolo, cum stăteau înainte la coadă la Butelii. Foarte bun ar fi fost regimul Ceaușescu acum, pentru că ar fi avut un să stea la Butelii, la medicamente, la găini, la ouă, la lapte. Am adus lipsă de ocupație, stau la un ziar gratuit, care chiar e gratuit. Și de unde atâta furie la niște cetățeni în vârstă împotriva unor ființe neajutorate? Păi mâine să facă și Dumnezeu, așa să spună. Ia pensionare care sunt bolnavi sau agresivi, că se ceartă la ziar acolo când stau ei seara la ziar, ia să-i omoare pe toți. Să facă așa. Să ia Dumnezeu hotărârea asta de unul singur și să-i omoare pe toți pensionare care sunt bolnavi sau agresivi. Care e problema? Păi așa hotărăști tu, vii tu pensionar și hotărăști că trebuie omorâți câine. N-ar fi interesant așa cum propun eu? Eu știu, acum chiar asta este problema cu câine, că or fi 2-3 câini mai turbați, dar și oamenii sunt turbați. Și ce, vine cineva și împușcă pe ăștia care se îmbată și fac scandal? Dar vine cineva să îl omoare pe un om pentru că e bolnav? Așa trebuie privită problema. Și vine tu, om în vârstă, să ceri să fie omorâți câini. Să te întrebe, dar să spună bunicul ăsta de la asociații, să-i spună nepotului lui că uite, bunicul tău vrea să omorăm câini. Să vezi la micul cum începe să plângă. Pentru că avem câini în desene animate, înveți la școală cu zdreanță, cel cu ochii de faianță, sunt poezii, mereu un personaj povești, pozitiv. Așa, cățeluș și ușchiop, hai să-i ajutăm, așa și vii tu, spune-i nepotului tău că vrei să omori câini. Să vezi ce îți iei de la nepoțel picioare în gleznă, în fluierul piciorului. Da, un alt subiect... Dar chiar numai asta e problema? Nu e numai asta. Dar numai asta este problema? Oricum, nu e cea mai importantă, părerea mea. Teatru pentru tineret avem. Auzi, stai că nu unii n-au ce face. Deci înțelepții ăștia care șefi la asociații și înțelepții care stau seara să ia ziar, n-au ce face. Și când n-au ce face, hai să omorâm câine azi. Mâine omorâm fluturașii și tot așa. Toți să omorâm ca să... Dar lor le convine când le tai cineva pensiile? Nu, în niciun caz. Păi nu, că și câinii sunt neajutorați, cum se consideră și mulți dintre ei, că ei sunt acum la mila statului, cum ar veni, că alte surse de venit n-au. Și lor le convine când își bat joc guvernanții de ei? Când vor să-i bage în pământ și vor să le taie pensiile și să nu le dea aia, să n-aibă ce mânca să moară? Așa trebuie pusă problema. Hai că m-am enervat un pic. Hai să vorbim puțin despre Teatru pentru Tineret. A ajuns la ediția a doua acest festival. Da, teatru pentru tineret. Noi asta cu teatru avem, știi, dacă faci sondaj de opinie pe stradă, toți, cu cultura în cap, de ce n-avem teatru? Am mai făcut teatru la Suceava. Da, dar marile spectacole se anulează, că nu... Păi asta, ce teatru? Pentru cine se face teatru? Păi Radu Beligan trebuia să vină la Suceava cu Egoistul, am vorbit cu cineva la Iași, a spus că a fost senzațional spectacolul,
La Iași era programată o singură reprezentație, dar pentru că a fost sala arhiplină și au fost cereri de bilete foarte multe, și a doua zi a stat Radu Beligan, om la 93 de ani și a mai ținut un spectacol. Și la Suceava n-ai să vinzi câteva bilete să-ți vină omul, să-ți bată omul drumul de la București la 93 de ani să vină să-ți facă spectacol. Știu marele oraș cultural, că toți am zis, dacă îi întrebi așa, iei microfonul și mergi pe stradă, să-i vezi pe toți cum își dau ochii peste cap și da, că ne lipsește actul cultural, că așa și pe dincolo, dar ei după aia, după ce dau colțul și când scapă de microfon, toți mici și proaspeți. Am de mers așa și când se urcă în mașină și dă drumul la castofon, maneaua începe sigur. Niște fandosii suntem. Dacă ar fi teatru cu manele, probabil că... Da, nici ea, mă, dacă nu, da, pentru ce se dă, și să fie gratis, stai un pic, nu te, n-ai înțeles, să fie gratis, da. Și dacă s-ar putea să vină la el acasă. Așa dă drumul la televizor, pe OTV sau pe orice poziție de televiziune și are teatru manelistic acasă. Prin ce să se consume? Corect. Îți mulțumesc, Sorin, foarte mult. Doamnelor, domnilor, acesta a fost comentariul zilei. Numai bine!